Guvernul a elaborat printr-un proiect de hotărâre lista sporurilor pe care le vor primi de la 1 martie salariații din sănătate. Noile sporuri se aplică la salariile din sănătate care au fost mărite începând cu luna august anului trecut. Guvernul menține în 2017 sporurile acordate salariaților din sănătate care muncesc la Xerox, la PC, la arhivă, dar și liftierilor, potrivit economica.net. Cele mai mari sporuri, respectiv cele cuprinse între 45% și 85% din salariul de bază, se acordă pentru personalul care lucrează la spitalul Chilești, leprozerie, personalul care lucrează la morgi, necropsii și în prosecturi din unități sanitare, institutele de medicină legală și serviciile de medicină legală județene, personalul din unitățile sanitare care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave cu potențial mare de extindere stabilită de Ministerul Sănătății, personalul care lucrează în unități de pneumofiziologie, spitale și sanatorii, personalul de specialitate medico-sanitar de specialitate din compartimentele paraclinice și auxiliare sanitar din secțiile sau compartimentele cu paturi în care sunt îngrijiți bolnavi de SIDA și din laboratoarele ce deservesc aceste paturi. Spor pentru condiții deosebit de periculoase de 70% din salariul de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din structurile de primire a urgențelor UPU, SMURD și UPU. Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar de intervenție din serviciile de ambulanță, personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din secții și compartimente cu paturi de ATI și de terapie intensivă. Spor pentru condiții deosebit de periculoase de 45-70% din salariul de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din secțiile și compartimentele cu paturi din specialitățile psihiatrie și psihiatrie pediatrică, neuropsihiatrie infantilă, muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoși.